Am vorbit în exprimate în emisiunea anterioară despre sisteme de ecuații. Da? Sisteme de ecuații care se fac în clasa a 9. Sisteme de ecuații. Și am vorbit de un prim tip de sistem, când una e de gradul 1 și alta de orice gradă. Da? Deci, primul sistem, primul tip de sistem, este asta. Sistem. Da? Sistem. Forma. Din pro ecuație de grad 1 și alta de grad superior. Exemplu. O să spun acum pe locul sistem. Ne luăm o soluție pe care să o știm și în funcție de asta construim cele două relații. Deci, să zicem x egal cu 1 și x egal cu minus 1 și y egal cu minus 1. Două valori. Asta ca să, când nu avem o culegere, nu avem nu știu ce. Da, eu sunt în etapa care construiesc că e și de tot. Da. Și acum zicem, 2x plus 3y este egal cu... Asta este din 2 ori 2. 2 și minus 3. Cu minus 1. Minus 1. Alta. 3x pătrat minus 2xy plus y pătrat minus x egal cu... Face calcul. 3, așa, 3 minus, minus 2 ori 1 minus 2 ori minus 3 minus 2 ori 1 plus 3 minus 2 ori 1, 1 da. Plus 1, 2 minus 1, 1. Și atât. Să se rezolve sistemul. Ce mai gândești cum am zis să faci mai aici? Cu substituție. Așa. Să scoate din cea... Deci metoda substituției. Da? Metoda substituției. Se scoate din cea de grad 1 și se merge în cea de grad 2. Se scoate din cea de grad 1 și mergem în cea de grad 2. Din gradul 1? Din cea de grad 1, adică din prima până la 9. Da? Și mergi înlocuim în cea de gradul superior. Cea de grad superior. În a doua, cealaltă nefolosită. Da. Pentru că a rezolvat un sistem, înseamnă că se verifică și Y, ca să verifice și pe prima și pe a doua. Da. Da. Pe prima da. Și pe a doua. Așa nu o să vede. Dar trebuie să ajungem la X, mi-o egal cu 1 și... Deci trebuie să ajungem la asta, da? Scoate din asta și zice 2x plus 3 egal cu minus 1 înseamnă 2x egal cu... Hai să scoate pe x. Acum ne uităm dacă x-ul a prea o putere prea înaltă, ne ducem la y. Dar și x la a doua și y la a doua nu are importanță pe care scoate. Pentru că e fix. Deci 2x egal cu minus 1 supra 3y. Minus 1 supra 3y. 3y. Cosmine, aici trebuie să lucrăm, să fim foarte atenți. Vezi, tu nu faci diferență. Dacă ar fi fost 2x, 2x ori 3y egal cu minus 1, ar fi spus 2x egal cu minus 1. Da, deci, nu e prima găsă. Dar moment. Deci cât e 2x egal cu? Minus 1, minus 3. Minus 3. Și de unde scoatem pe x, de acolo, cu cine este egal x-ul?
Când intrăm X simplu, cu cine este egal X de X? X egal cu? Uite, dacă dau ecuația 2x egal cu minus 1, x cu cine este egal? Minus 1 pe 2. Păi minus 1, minus cine este egal? Deci egal cu toată dreapta. Toată este un cărcat, supra 2, nu. Indiferent ce e acolo. Da, deci minus 1, minus 3y, minus 1, minus 3y, totul pe 2. Și cu x-ul ăsta știut, mă duc în altă ea. Și vorbim de lângă de x protez și apare. 3 ori. 3 ori asta. Minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3, y. Totul supra 2. Și cum este x-ul ăsta? La pătrat. La pătrat. Respectăm ce spune îngrișițul. Mai departe. Minus 2 ori minus 1, minus 3, y. Ori de difracție, da? Minus 1, minus 3, y. Totul supra 2. Da. Ori y. Ori y. Așa. Plus y pătrat. Minus, minus 1, minus 3, y. Minus de difracție. Da. Minus 1, minus 3, y. Totul supra 2. E încă acum. E acum. E cum are F-ul. Ridicăm la putere. Pe urmă. Da. Pe urmă. Pe urmă. Minus 1 la 2 e 1. Da. 1. 1 plus 9y pătrat. Da. Totul supra A. Da, așa se ridică la pătrat. Nu e nou. A plus B, pentru 3 teme, 1, 2. Nu este mulțit. Deci A plus B, A plus B, pentru la 2 acolo. Cu cine este egal? A pătrat plus 2, B plus B pătrat. Păi, A pătrat, ai zis, minus 1. Ai zis B pătrat. Nu mai trebuie să fie și de 2 ori pentru la 2, da? Și la de 2 primarea 2, revine minus, că e minus aici. De 2 ori primul prim, minusul, ori al doilea, ori 3 minus, supra 2 la pătrat. Da, tu mai puteai să observi, nu ți-e clar aici, așa e? De ce este așa acolo? Ba da, e primul la pătrat. E primul la pătrat. Dar tu puteai să zici așa, da? 3 ori. Limitați. Scoate minus 1 un factor comun. Și vine minus 1. Pe lângă 1 plus 3y. 1 plus 3y. Totul a pătrat. Supra. Pentru că, da, minus 1 a pătrat. Adică, în momentul în care am dat pe minus 1 factor, suportă la pătrat. Și supra 4, da? Și minus 1 la 2 face 1. Și vine prima parte la pătrat de 2, prima parte la 2 la 2 și pus partea a 2 la pătrat. Deci face 3 pe lângă 1 plus 6.9y pătrat. Așa încât vom avea așa ceva, minus 2 înmulțit cu. Facem un minus în factor comun și cu minusul ăsta din față, minusul din sau să-i face plus și rămâne 1 plus 3 direct. Deci din aceștia doi, din minus 1, minus 3, egal cu minus 1, pe lângă
În loc de 1 de aici, în loc de minus 1, a rămas 1. Și plus 3 e. Cum se mulțește? Minus 1 se mulțește cu amândoi termeni. Da. Minus 1 ori 1 face minus 1. Și minus 1 ori 3 y face plus 3 y. Da, dar noi puteam, nu puteam mulți deodată numitor cu numitor, numărător cu numărător. Adică? Adică minus 2 ori minus 1 dădea minus 2. Minus 2 ori minus 1 dădea plus 2. Da, plus 2 și minus cu plus 6 y. Bun. Dar de ce am lăsat așa? Pentru că 2 plus 2 simplifică. La mulțime, înainte de a face numărătorii 3 și numitorii 3, se fac simplificările. Și 2 cu 2 se simplifică. Așa. Ori intelect. Și plus y pătrat. Iarăși aici am aceeași poveste. Minusul ăsta de aici, de amon 2, îl scoatem facă și cu minusul de aici face plus. Și vine plus 1 plus 3 pe 2. Egal cu 1. Mai rămân o dată. Deci am zis să facem substituția. Spatem din cea de sus și mergem cea de jos. Și observăm, după ce l-am scos corect, cum trebuie, matematica, oriunde vedem x jos, lovim x-ul respectiv. Ei, aici am o greutăță, din nou la pătrat. Apoi, minus de 2 ori x-ul ori y, dacă x-ul am locuit, plus y pătrat rămâne, minus x, minus ce rămâne. Egal cu 1. De acum încep calculul, pur și simplu calculul algebric. Binomul la pătrat. Minusul de aici este în față și cu minusul de aici face plus. Da? Cum este în față? Sau cu restul 2 plus, scădem de 2 înapoi și simplificăm și pierdem timp. De ce am făcut de felul ăsta, da? Echivalentul 3 înmulțit cu 1 plus 9, 9 y pătrat minus 2 ori minus 1 ori 2 ori 3, 6 y totul supra plus 6 y, totul pe 4, nu? Plus 1 plus 3 y, 1 plus 3 y, ori y. Totul de mulțit cu y. Plus y pătrat. Plus 1 plus 1 plus 3 y, totul pe 2 y. Egal cu 1. Egal cu 1. Deci mai e de mare. La prima fracție, nu știu. Dar nu. Putem da un 3 factor comun. Aici? Sus, da. Unde l-am spus? 3 peste tot. Unul ăsta e fără șansă. Fără, da. Și nu-ți poți să spui pe 3. E drept cu 9 și 6 și peste tot ai să fie. Hai să vedem ce poți face. Păi dacă o să înmulțim numărătorul cu numitorul, o să ne dea 3 plus 27 y. Așa face, da. 3 plus 27 y pătrat. Da. Plus 6 ori 3, 18 y. Plus 1 supra 4. Da. Facem înmulțirea și din... Hai, uitează-mi că... Plus y plus 3y pătrat plus y pătrat plus 1
3 y totuși omega cum? Vine echivalent cu monitorul comun la 4. Deci monitorul comun este tot este 4. Nu? Așa. Și după... Hai, vorbește, da? Lucrează. Eu știu și eu că e vorba. Echivalent cu 3 plus 27 y pătrat plus 18 y 3 plus 27 y pătrat plus 18 y plus 4 y plus 12 y pătrat plus 4 y pătrat plus 4 plus 12 y plus cât? Dar acolo cât ar fi aici? Eu cu 2. 2 plus 6 y pătrat. 6 y este. Da, sau 6 y este egal cu 1. Egal cu 4, că e mai mult. Acum 9. Da. Și acum adunăm termenii cu... Deci cu y pătrat avem 27 y pătrat și cu 4, 31 y pătrat plus 12. Deci. 43 y pătrat. Deci credeți 43, da? Da, y pătrat. Păi 27 și cu... 24, 31 și cu 12, 43 y pătrat. Da. Dar mai erau așa, nu, așa. Și acum cu y. 22 și cu 6, 28 y pătrat. Păi, 28 y. Dar de unde e? 18? 18 y și cu 4 y, 22, plus 6, 28. 28 y. Așa. După 2 și cu 3, 5. Plus 5. Plus 5 egal cu? Egal cu 4. 2 și cu 3, 5, da? Deci plus 5. Egal cu 4. 4. Și? Și după 43 y pătrat plus 28 y, 4, minus 1 egal cu 0. Plus 1. Păi nu trecem pe... 4 și 4, ce vine cât? A, trecem pe 4 parte asta. A, plus 1 și egal cu 0. Deci vine plus 1 egal cu 0. Și acum? Facem cu delta. Dar cât trebuie să ne dea y cu? Uite acolo cât trebuie să ne dea y cu? Minus 1. Ia să nu fie dacă ne dea minus 1. Păi ar veni 43 plus 2, minus 28 plus 1. Egal cu 0? Nu. Nu? Greșeală. Deci faptul că nu ne-a dat 0, e greșeală. Am greșit noi la calul. Ia să vedem dacă e formată bine ecuația. 2 minus 3 egal cu minus 1, e bun asta. 3 și cu 2, 5 și cu 1, 6. Da? Și cu minus 1. 6 minus 1, 5. Deci egal cu 5 aici. Ia să vedem. Încă o dată. Vino tu și lucrează. Urmește tu. Deci 3 ori 1, 3, 3 minus, minus 2 ori, nu, da, minus 2 ori minus 1, adică 2. Deci 3 și 2. 2, 5, plus 1, 6,
Minus 1, 5. Deci egal cu 5 în strâna asta. Vezi? Am avut controlat pe loc. Și acum, egal aici cu 5. Deci, 5. 5. Și aici. 5 și aici. 5 pe partea asta. Și acum când ați luat ce ajutor, 5 pe 4, 20. Și egal aici cu cât zicem, cu 20. Și duce pe 20 în stânga. Stânga și vine 19. 20 cu 5. Deci vine minus 15. Minus 15. Și acum să vedem dacă ne dă. Deci 43. 43. minus 28. Și cu minus, da? Așa 43 minus 28. Din
3 și 4. Cum a zis că se disparte grupul de două? Prima grupul la doua grupă. Și zicem, cât ori cât, dă foarte aproape de 33. Ce numai în ție prin răsus de aproape de 33. Cinci ori cinci. Așa două ori cinci ori și vine restul, că la scădere aici. Opt. Și coboră grupa următoare și trebuie și patru. Da? Și acum, a zis că dublăm câtul, rezultatul de aici. Da. 10. Și mai punem unde ia o cifră. Încât e mulțită prin cifra aceea, să dea numărul 10. 8 cred că este. Și vine 108 ori 8. Și face 8 ori 8. 64. 4 și 6, 8 ori 0, 0, 6 și 8 ori 9. Și au făcut exact 864. Iar am rezultat asta, că era perfect, pentru că aia avea soluția, la care se ajungem. Atunci vine 8-ul care a mers, 58. Deci, la decal din dreapta, 58. Și atunci zicem, hai, ce ziceam? X. X-ul nu e egal la... Sau Y-ul nu e egal la... Y-ul nu e egal cu minus B minus radical din delta supra 2A minus B, adică minus... unde e? Minus 28. Da. Minus 28 minus... 58. Supra... 2A. 2 ori 43, 86, egal cu minus 84, 86. Cât face? E de negativ. Cât? Concret. E minus 84 pe 86. Păi poate e aproape greșit. Deci minus 28. Minus 28. Minus 58. Radical din 58. Da. Radical din 58. Păi cum pe radical din 58? Păi am extras radical. Da. Tocmai, radical din 3364 a fost. Da, minus 58. Da. A, și dă minus 86. Da, e minus, deci minus 86 pe 86, dar dă minus 1. Păi, așa e adevărat. Da. E minus 1. Și Y2, că trebuie să vedeți cealaltă variantă. A doua soluție. Și Y2 egal cu minus B plus radical din delta supra 2A. Și egal cu minus 28 plus 58 supra 86. Și egal cu 58. Deci, din 58, cred că doar 30 supra? 86. Supra 86. Și 30 pe 87 ați mai simplificat. Da, da, prin 3. Deci, X câte avut? Y1 s-a dat egal cu minus 1. Și Y2 s-a dat minus
Sau câte ori? 30 cu plus sau cu minus? 30 cu plus. Așa, deci 30. 86, simplificăm prin 3 și ne... Deci, prin 3. Cum te-ai văzut tu la punctul că pe 3 merge? Păi, 86 împărțit la 3 mi-a dat 28. 86 de mărțe? 2, 3, 6. Nu parcă s-a nicam dat. Nu merge prin 3. Păi dacă nu ar merge prin 3, că suma cifră, face numai de spart la 3. Da. Și 8 și 6 face 14. 14 nu se împarte la 3. Deci prin 3 e formă. Prin cât ar merge simplificată fracția asta? Prin 2. Și ar face? 15 pe... 15 pe... 43. 15 pe 43. Am luat soluții. Cu Y-ul ăsta, aflăm de X-ul 1, care era de ce formă X-ul? Când am spus soluția, cu ce formă avea X-ul? Minus 1. Cu Y-ul găsit... Cu minus 1. Păi ce este X? Minus 1 ori... Deci, minus 1. Minus 1. Minus 3 ori ce este el? 3 ori... Minus 1. Supra 2. 2. Și egal cu? Da, cu... Minus 1. Minus 1 plus 3 la 2 și egal cu 2 pe 2 egal cu 1. Deci, vezi că greșește soluția asta. Y-ul minus 1 și X-ul 1. Dar mai avem și o altă soluție, o altă pereche. Y-ul e egal cu 2 egal cu 15. Y-ul e X-ul. Da, X-ul e corect. Da. Deci, cu Y-ul e totdeauna acolo și X-ul e egal cu... 15 pe 43. Uite, uite. Tot la aia de sus, minus 1, care minus 1 ori 3 ori 15 pe 43. Așa. Supra 2. Supra 2. Și egal cu? Minus 45 pe 43. Minus 1, minus 45. Pe 43. Supra 2. Și egal cu? Multiplicăm cu 43. Da. Și ne dă minus 43, minus 45, minus 88. Supra 43, nu? Da. Supra 2. Și egal cu? Minus 80. Minus 88 pe 43, ori 1 pe 2. Și va cu minus 88 supra 86. Da, simplificăm 88 cu 2, mai de deamulție. Că se micșorează, 44. Și face minus 44 supra 43. 43. Da? Deci, de ce să fie bun? E o altă pereche. Deci, în afară de cea care am găsit-o, mai avem încă una. Pe cea n-am. Nu ne-am dus pe ea cu perechea asta, 15 cu 4, 16 minus 4. Dacă te duci și locuiești, verifică o două. Deci, sistemul de mai sus are două soluții. Soluția 1 este cea pe care am vedit-o, este la 1. Y egal cu minus 1. Și soluția a doua, X egal cu cea care am găsit acum, minus 44 cu 43, minus 44 pe 43, cu Y egal cu Y egal cu 15 cu 45. 15 cu 43.
Deci, am găsit asta în două soluții. Cea cu care am avut-o, pe care am avut-o noi în vedere, și o altă pereche, minus 44, 43 și minus și 15, 43. Ce am văzut aici la tine, greutății imense. Imense aici. La rezolvarea ecuației astea de gradul 2, am să-ți dai drumul. Foarte dificil. Poate și la scădere. Păi. Din antrenamentul, la banalități, din conștiințelor aceștia, te-a dat foarte tare. Am să mă duc la ecuația asta. Deci ecuația 43, x pătrat, plus 28, x, în y de la aia, dar hai să vedem cu totul în y, plus 28 în y. Și minus 15, egal cu 0, această ecuație, 43 y pătrat plus 28 y minus 15 egal cu 0, spun că este o ecuație, nu mai știu dacă mă dăm la cameră. Da, am dat drumul. La care n-ai fi avut voie să ai greutăți. Ori de câte ori, ăsta este un număr par. Cum e 28. Jumătatea mai există. Este 14. Atunci, aflăm delta prim, care este b prim la pătrat, minus ac. Nu mai este minus 4 ac. Minus ac. Adică jumătatea lui 28, care este 14 la pătrat, minus 43, ori minus 15, plus 43, ori 15. Și egal cu 14 ori 14, el vezi să-ți facă. Plus 43 ori 15. 43 ori 15. Dacă îți dau ecuația,
pătrat x pătrat minus 6x plus 5 egal cu 0. X pătrat minus 6x plus 5 egal cu 0. Aici, delta cu cam șansă, jumătatea lui 6 este 3, da? Delta cu egal cu jumătatea lui 6, 3 la pătrat minus 1 ori 5. Și face 9 minus 5. 9 minus 5, 4. 4. Și atunci vine minus 1. Plus 4 din delta cu. Adică avem 4 este 2. Da. Deci adică avem delta cu egal cu 2. Și atunci formula este x1, 2. Egal cu jumătatea acum. Am folosit la delta prim. Deci 3. Jumătatea lui 6 e 3. Plus sau minus 2. Supra A, supra 1. A, deci ca și formula x1, 2, da, egal cu și, minus pe prim. Așa, nu. Deci x1, 2 egal cu minus pe prim. Plus sau minus care egal cu delta prim. Supra A. Nu mai este 2A. Că s-a simplificat. Printr-un 2 toată povestea asta. Și de aceea zice supra A. Și este mult mai rapid. Iată, x1 egal dată cu 3 cu 2, 5. Și x2 egal cu 3 minus 2, 1. Dacă mergem pe formula cealaltă, tot așa ajunge acolo, dar sunt lângă mari. La delta zici că delta egal de pătrat 36 minus 4, 5, 20 și egal cu 16. Da. Radical de 16 e 4. Și atunci zici x1, 2 egal cu? Cu minus b, adică 6. 6 minus 6 plus minus 4. 4 totul supra 2 următoare. 10 pe 2, 5 și x egal cu 5. 2 pe 2, 1. X2 egal cu 2 pe 2 și face 1. Aceleași lucruri, dar sunt numele mai mici. Ai văzut ce s-a întâmplat cu delta acela care a fost de ordinul miilor și se extragem și nu știu ce și nu știu cum. Pe când formula asta, când se întâmplă să fie par, da? Să poți împărți prin 2, să divide la 2, e formula pe jumătate. Care te aduce mai repede la rezultat. Hai să vedem toate. Ce am obținut rezultat? Un sistem în care o ecuație este de grad 1 și alta de grad superior. Nu mă interesează. De 2, de 3 poți fi mai important. Rezolvarea unei astfel de ecuație este așa. Din cea de grad 1, să scoate una din necunoscute. De aceea se substituim, adică scoate necunoscute și cea, cealaltă ecuație. Acum, cu fost pe x sau pe y, una din necunoscute e importantă. Și te duci în a doua și peste tot unde vezi, în cazul nostru, x-ul, că pui expresia în y. E cam asta. Și de acum apare ecuația numai în Y. Dacă se lucrează corect, atunci, până la capăt, să duci la cadrul 2 sau cadrul 3 sau știu ce o fi acolo, și pe care trebuie să rezolvi. Deci nu am putea ecuația în cadrul 2. Nu depășim capul. Atunci aici pentru nivelul vostru nu o să duci mai sus. Și de acolo găsesc două variante. Te întorci, te găsești X și corespunzător, și uite așa ai rezolvat sistemul acela. E, poți să-ți faci și tu acasă, ca să vedeți asta din antrezezi. Ați două, trei sisteme. Păi facem acum. Acum avem... S-au șucat eu. Da, da. Acum le organizăm. Și știi acum la ce trebuie să ajungi, la ce e plecat.
Nu? Da. Și atunci... Uite, pe aceeași, tot cu 1 și minus 1. Dar alt sistem. Da. 3x minus y egală cu... Cât vine acolo? 3 ori 1, 3, minus 1, 2. E minus minus 1. E minus, a, plus 1, adică... 3 plus 1, 4. Și minus 2x pătrat plus 3y minus 2x plus 3y egal cu... Minus 2, minus 2, minus 2, plus 3, 1, 3, minus 3, 2, minus 3, minus 1. Deci minus 2, minus 3. A, minus 2, minus 3, minus 5. Da. Minus 2, 1, minus 2, minus 5, minus 2, minus 7, plus minus 3, minus 7, minus 3, minus 10. Minus 10. Știi sigur, mai vedem o dată dacă n-am greșit de altceva. Deci vine 3 plus 1 egal 4. Minus 2 ori 1 minus 2. Aici face minus 3, face minus 5, din cauza că e pe negativ. Minus 5. Minus 2 fac minus 7 și minus 3 face minus 10. Un alt sistem. Să zicem 4x minus 3y egal cu 4 ori 1, 4 4 minus minus 3 ori minus minus 4 minus 3 1. Vă rog, minus minus 4 plus 3 7. Pe 7. Și minus x pătrat plus 5xy minus x plus 2y egal cu? Minus x pătrat, adică 1, plus 5 ori 1, 5, minus 5, minus 5 plus 1. Dar ce cât este? Păi minus 1 la pătrat e 1. Dar nu, că e x-ul singur. A, x, 1 la pătrat e 1 și minus 1. Deci, minus 1 rezultat. Da, minus 1 plus 5 ori 1, 5, minus 5, minus, minus 6, da. Minus 1, 5. Minus 6, minus 1. Minus 6, minus 1, 5. Minus 6, minus 1, minus 7. Da. Plus 2 ori minus 1, minus 2, minus 7, minus 2, minus 7, minus 2, minus 9. Minus 9. E, cu clinșe cu astea două sisteme, știi ce soluții trebuie să găsești și le muncești, le iei o dată, două ori, până când ajungi la soluțiile astea. Dacă le ajungi, înseamnă că ești pe traseu. E văzut că există și o control la un moment dat. Când ajungi în ecuația aceea numai X sau numai Y, aia e gradul 2, vezi controlul acela că trebuie să-ți dea, să verifici ecuația, valoarea aceea. Dacă e X, locuiești pe X, dacă e Y, e... Dacă, cum s-a stricurat, o greșeam la noi, că a zis egal cu 1 acolo și era egal cu 5, te întorci înapoi. Deci concluzia este că trebuie lucrat foarte mult. Aici, nu știu cum să te ajut. Dacă nu te dăm drum la calculul algebric și lucrăm așa, nu putem face. Ai văzut la clasa a șaptea cu modulul. Modulul ți este de mare folos. În afară că ai găsit că este acolo pus în programă, dar ai văzut cum faci în semnul ce am făcut, dar mâine din nou din la 6, fac un algebră și te-aș invita să fie acolo. Ca să prinzi cât mai mult. Da? Deci faci compost din programul oricât e algebră. La geometrie n-ai ce da.
Ne oprim aici. La revedere!